Medicul psihiatru Cosmin Amedințu își acuză soțul, inginer la sucursala Rovinar, și socrul, fost director al complexului energetic Oltenia, de agresiune fizică și verbală. Femeia susține că duminică seara a fost victima violenței în familie, manifestată atât de soțul cât și de socru, în urma unei discuții în contradictoriu cu Aurel Medințu, acuzat de noră că ar fi ascuns o relație extraconjugală a soțului său. Cei doi sunt în prezent în divorț după un mariaj de un deceniu, din care a rezultat un copil în vârstă de un an și 9 luni. Doctorița susține că cei doi bărbați ar fi aplicat lovituri însoțite de injurii, după care ambii au scos-o din casă, din cartierul Primăverii. Duminică seara, în urma unui conflict între mine și socrul meu, conflict privitor la relația extraconjugală a soțului meu, cu care sunt în proces de divorț, relație pe care socrul a acoperit-o, atât Aurel Medințu cât și Dan Medințu, au devenit brusc extrem de violenți. Au început să mă agreseze fizic și verbal, aducându-mi injurii. Menționez că ambii m-au lovit cu pumnii și cu palmele în zona capului, a gâtului și a toracelui, într-un acces de furie și dând dovadă de o violență extremă, totul întâmplându-se în fața fetiței mele în vârstă de un an și 11 luni. Soțul meu m-a prins cu ambele mâini în jurul gâtului. M-a strâns atât de puternic încât nu a mai putut respira și a urlat că mă omoară. Continuând să mă lovească și să mă bruscheze, ambii m-au luat de braț fiecare de câte o parte și pe sus m-au scos afară din casă, a declarat Cosmin Amedințu. Femeia a anunțat evenimentul la 112 și a dat declarații la poliție. IPJ Gorj, prin purtătorul de cuvânt, confirmă că se fac cercetări la adresa celor doi, Medințu, tată și fiu, pentru violență în familie. Medicul a părăsit domiciliul conjugal la revenirea duminică seara de la poliție, dar cei doi nu au lăsat-o să se apropie de copil. Poliția a intenționat să îi ofere victimei un ordin provizoriu de protecție, dar medicul a refuzat. Aurel Medințu este cunoscut pentru cele 6 salarii obținute de la CEO de la fostul director Laurențiu Ciobotărică pentru a părăsi compania și directoratul societății. Pentru acest act, Ciobotărică a ajuns după gratii, dar Medințu a rămas cu banii primiți de la CEO.